avem pe ordinea de zi 4 proiecte plus diverse și ordine de zi suplimentară cu 3 proiecte și o informare. Supun la vot procesul verbal de la ședința ordinară din 1 februarie. Cine este pentru? Mulțumesc. Mai de a începe, sunt două proiecte pe ordinea de zi normală și cealaltă suplimentară pe care le vom retrage. Punctul 3 de la ordinea de zi, concesionarea prin demisarea directorului de Telecom, așa, și pe ordinea de zi suplimentară am primit acum două zile un document de la Ministerul Dezvoltării pentru niște clarificări, în sfârșit pentru un document pe care l-am trimis deja la Ministerul Dezvoltării prin Consiliul Județean. Proiectul de hotărâre cu modificarea completă. Proiectul de hotărâre numărul 2. Îl retragem și o să am totodată rugămintea ca săptămâna viitoare, după ce vom face completările, de comun acord, să vedem în ce zi putem face o ședință de îndată pentru a pune două proiecte de hotărâre de Consiliu pentru problema asta cu Ministerul de Hotărâre. Completarea inventarului, tocmai de aici. Pentru că ne-a cerut Ministerul Dezvoltării când aveam ghilimele, adică nu are rost să vă citesc, că era o lipsă ghilimele, nu știu de unde, și pratimă, facem asta și trimitem. N-am putut să mai punem pe ordinea de zi acum să nu intra în comisie și cum aveam avizul de nelegalitate de la... Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Ordinea de zi suplimentară, cine este pentru? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeței de 64,4089 hectare izolat, categoria de folosință arabilă, aparținând domeniului privat al municipiului Petești. Comisia Economică, mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitude asupra terenului în suprafață de 15 metri pătrați, situat în municipiul Fetești, intersecția strada agriculturii cu strada Turnelor, vecinătate strada depoului DN3A, teren aparține domeniului public al municipiului Fetești, către e-distribuție Dobrogea S.A. Comisia Urbanism? Favorabil. Mulțumesc. Discuții? Da, domnule. Am avut o întrebare către Direcția de Dezvoltare vis-a-vis de terenul ăsta care e acolo. E pe domeniul public sau este proprietate privată? Asta era întrebarea. E domeniul public. Poteți? Nu v-am înțeles. E domeniul public. E domeniul public acolo. E menționat în procesul. Dar scrie. Teren aparținând domeniului public. Am înțeles. Dar acolo este teren proprietate privată. Asta e părerea mea. Părerea mea. Pot fi contrazis, da? Intersecția grânelor cu agricultura. E bine de verificat de depou, nu? Nu prea are treabă cu depou. Nu iese în depou. Deci când venim pe grânelor și intrăm aici. Eu știu că acolo e teren proprietate privată, da? Am discutat și în comisie, eu nu știu de ce nu v-a informat. Da? Adică... Da, e bine de verificat. E bine de verificat. Eu așa știu. Și dacă e domeniul public, este... Okay. Dacă este public, merge de bani mai departe, dacă nu... Exact. Am avea niște teren, dar după blocuri de alea, în interior, da? Am înțeles, a lămurit problema, e ok. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2019. Lăsăm ca sfârșit, mulțumesc, nu? Trecem atunci la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de personal pe anul 2019 aferente personalului nedidactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UA de Fetești, încadrat cu aprobarea Consiliului Local Fetești. Comisia Economică? Comisia Economică a dat aviz favorabil, dar numai consilierii PSD.
Consilierii PNL au avut un alt punct de vedere de formă, zic eu, nu de fond problemei, pentru că o parte din consilierii care au participat la ședința de comisie n-au fost și în mandatele anterioare. Aceste posturi pe care noi le bugetăm de la Consiliul Local sunt fonduri aprobate ca și post de către Consiliul Local. Deci noi finanțăm, sau mai bine zis bugetăm, numai posturile care sunt aprobate de Consiliul Local. Celelalte, 114, diferența de la 114... Intrăm pe fond 60. Sau doar raportați la comisie? Ca să știm și noi cum discutăm. Intrați pe fondul hotărârii sau doar aprobați ca șef al comisiei? Eu m-am referit la comisia mea. Economică. Păi comisia dumneavoastră, aviz sau neaviz? Și după aia discutăm. Da, dar n-am înțeles de ce intrați în discuție. Păi pentru că vreau și eu să intru în discuție. Eu nu m-am întrebat niciodată. Nu, da, haideți să continuăm sau cu raportul comisiilor. Exact care este situația asta. Păi văd că motivați. E favorabil sau nu e favorabil atât? Păi este favorabil, bineînțeles. Păi atât, stop și pe urmă intrăm la discuții. În primul rând că nu sunteți președintele de ședințe, mă rog. Și în al doilea rând, nu mi se pare corect, domnul consilier, da. Să mă preocupeți. Motivați. Motivăm în continuare și noi. Așa faceți de fiecare dată. Vreau să explic de ce nu s-a aprobat, nu au votat consilierii dumneavoastră. Deci consilierii PNL... N-au luat în discuție aprobarea sau nu, au luat în discuție cifrele care sunt în proiect, care apar așa, odată 60. Ați aprobat sau nu ați aprobat, domnul coleg? Nu. Dar haideți să spunem deci. Haideți să vorbim ce ne-am obținut. Noi ne-am obținut, ne-am obținut. Așa, spuneți că ați obținut. Da. Vă rog. Păi, nu este votul în plen. Deci, în... cum se spune, în această dacă adresă terminat, către... Doamna Bencu, nu a terminat. Da, dar să începe, văd că Ministerul de Decizia de Educației Naționale. Vă rog frumos să nu mai vorbim peste. Da. La cele 7 centre bugetare se specifică. Menționăm că în toate aceste unități de învățământ sunt angajate 114 persoane. Deci, 114 persoane. Am înțeles că primăria acordă doar pentru 60 de persoane. Dar diferența, cine suportă cheltuielile? Domnul Gheorghiu. Noi am aprobat posturile prin ședință de Consiliul Local, domnul coleg. Sunt angajate 114. Ascultați-mă puțin. Da. Sunt atât posturi bugetate de Ministerul Educației. Iar restul de 67-68 sunt bugetate de primărie. Un fosil, de exemplu, poate fi bugetat de Ministerul Educației sau un coleg, tot fosil la aceeași școală, poate fi bugetat de primărie. De-aia apare diferența și de aceea dumneavoastră a făcut această întrebare. La nivelul nostru, la nivelul, ascultați-mă puțin, la nivelul orașului Fete sunt în jur de 68 de posturi sau 66 de posturi aprobate și bugetate de primăria Fetești. Un exemplu în acest caz, țineți minte că am avut un caz la școala numărul 7, când fochistul de la școala numărul 7, în toamna anului trecut, a ieșit la pensie și era pe un post bugetat de Ministerul Educației. La momentul respectiv, Ministerul a blocat posturile și adresele din partea școlii au venit către primărie să deblocăm cât mai repede un post, pentru că se apropia iarna și trebuia un fochist la școală. Și cu aprobarea dumneavoastră, am deblocat un post de fochist și l-am dat către școala 7. Același caz s-a întâmplat și la școala 3, când le-am dat un post de șofer în urma, mă rog, după ce le-am adus un microbuz. Am înțeles, dar deci, trebuia specificat aici. Scrie în hotărârea, domnule. Scrie în hotărârea de Consiliu. Pentru 66 de posturi. De ce ne cam poate? Dar aici spune că sunt angajate. Trebuia să vă explice că întrebați de ce unul e așa, unul e așa. E o explicație, mi se pare normal. Deci, domnul primar, m-am înstris la cuvânt și mi s-a dat cuvânt. Am și scos-o pentru că e o bulibășeală totală aici. Adresa asta din 7-12-2018, într-adevăr, cum spun colegii mei, 114 persoane sunt menționate în motivarea către minister, da? Și sunt aici menționate 60 de persoane aprobate de la Consiliul Local Fetești. În realitate, scoase astăzi, proaspăt, din revisal, sunt 66. Aprobate. Deci nu s-a aprobate. 114 în motivare, domnul director. Și 60. Dați un pic, o iau cronologic. Aici, păi aici a fost nebuloasă.
din decembrie, sunt niște cifre. Sunt niște cifre date aiurea. O să fie 500. Păi asta zic și eu. Asta spun. Această expunere de motive către minister este o aberație, din care n-a priceput nimeni. Ăsta e un aspect. Doi. Stați un pic. Doi și pe urmă. Păi în decembrie. Ăsta e. Văd că e semnat aici de dumneavoastră. Și plecat mai departe. Cu niște cifre. Deci, în decembrie am cerut aprobarea pentru a soluționa finanțarea celor 60 de posturi ocupate. Acum, din cele 66, vă spun, sunt 3 la Liceul de Industrie Alimentară de Plastic. Nu v-am cerut explicații. Eu vreau să discut asta, odată comportând mai multe aspecte. Unu, faptul că acești colegi ai mei, din Comisia Economică, învinuiți că au făcut nu știu ce fapte în neregulă, au avut această neînțelegere. Da? 114 și probabil că a persistat. Dați un pic. Mai departe. În această motivare, pentru fundamentarea și justificarea acestui demers, vă supunem atenției cazul. Deci suntem un caz. Centrului bugetar, Liceul Teoretic Carol I Fetești, etc. Cu toate cheltuielile care sunt necesare. Țineți minte acest lucru și motivăm în anexă numărul de posturi bugetate la acest centru, care e băgat în față, campus. Pe urmă, s-a făcut demersurile către inspectorat, inspectoratul către minister, Consiliul Județean către minister, același răspuns. Coroborat cu, conform legii educației, cheltuielile revin autorității locale. În legea bugetului și legea aia vestită 201, o porcărie, nu s-a eliminat litera A. De aici toată neconcordanța. Suntem în situația în care, din septembrie încolo, suntem în aer. Da? Sunteți de acord, nu? Dacă nu se vine cu ordonanță de urgență, e jale. Revenim la anexă. Văd că raportul e făcut destul de bine. Vestita litera A, în sfârșit. Anexa. Anexa nu este destul de clar. Ca să nu greșesc, doamna Buzilă e întocmită și Radu Denis. La rubrica numărul 2, coloana numărul 2, număr de posturi ocupate. O altă confuzie. Și în denumirea hotărârii. De nedidactic și auxiliar. E nedidactic și personal didactic auxiliar. Această coloană trebuie ruptă în două, ca să vedem și noi exact și chiar cer în mod expres să se facă pe școli. O discuție mică, nu vă permit, o discuție mică este următoarea. Uitați-vă, Liceul Teoretic cu 10,5 posturi, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară cu 12 posturi, bugetate, Școala Gimnazială Mihai Viteazu cu 11 posturi, au fost niște restricții, adică raportat la numărul de clădiri. Trebuie niște criterii în modul de acordare și bugetare a acestor posturi. Dacă tot e băgat în față cazul Liceului Teoretic Campusul, acolo sunt mai multe clădiri decât are orice altă școală din județul ăsta. Personal angajat pe clădire, la fel. Da? Mai continuăm? Cheltuieli, etc. Număr de elevi, alt criteriu. La numărul de elevi se normează un anumit post de secretar de contabil. Sunt școli care se bugetează cu 0,5 posturi. Aceste probleme trebuie să le puneți când s-au aprobat. Păi nu știu când s-au aprobat și cum au rămas. Păi nu-mi închideți gura așa, că nu-i chiar. E o diferență de vreo 50.000 de lei între cheltuielile finale, rubrica 9, da? Între astea trei unități școlare. Și vă rog să observați că e semnat și de directorul și de directorul economic și contabilul șef și directorul liceului. Așa. Ce? Demers. Această anexă? Demersul ăla care e făcut anexa, la minister, care a fost dat ca exemplu liceul, da, Carol. Și cum a semnat directorul de la liceul Carol? A semnat pe posturile existente, fix. N-am să comenteze. Ce vreți să comentați acum?
Păi poate înțelegeți acum. Cum bugetați posturile pe școli? Pentru că prin nefinanțarea acestor posturi ar fi semnat să-i dea afară și să pierdem fondurile europene. Nu-i vorba despre asta. E vorba despre un echilibru între posturile bugetate pe unitățile școlare. Una e 10,5 și alta e 12 în partea elaltă sau 11 din copii. Nu mai puțin. Eu cred că am făcut o mare greșeală, că v-am trecut documente, să vedeți încercările noastre ale primăriei, să trimite la Ministerul Educației, nu e relevant ce spuneți. Nu m-a numai dumneavoastră, e foarte relevant, nu m-a dumneavoastră ați făcut acest... Lăsați-mă să vorbesc și eu, domnul consilier. Păi stați un pic. Lăsați-mă să... Domnul primar, stați un pic, nu mai ridicați tot. În primul rând, dumneavoastră nu faceți parte din acest consiliu. Punct. Ar trebui să stați acolo pătuși cu ceilalți. Președintele de consiliu vă dă dreptul la cuvânt sau nu? Eu sunt domnul consilier, nu ești dumneata. Când o să fii dumneata inițiator, să stai pe lateral. Eu am vrut să vorbesc în momentul când am terminat, am spus punct și vorbiți. Ceva care nu are legătură cu absolut nimic, nu e nimic relevant. Cum să nu fie relevant? V-am pus niște documente să vedeți demersurile primăriei. Deci, concluzia este foarte clară. Colegii mei... Dar nu înțelege ce facem, ce am făcut noi. Păi nu, e o discuție. Cum să nu înțelegem? Că noi suntem mai proști și dumneavoastră sunteți mai deștepți. Împreună nu, pentru, dacă îmi permiteți. Dumneavoastră ați început treaba asta. Noi în comisie am discutat de altceva. Dumneavoastră ați spus că unele posturi sunt autofinanțate. N-ați mai pomenit de treaba asta. Ce posturi sunt autofinanțate? Iar întrebarea noastră în comisie a fost... Să nu care cumva să lăsăm unele posturi fără să fie finanțate. De aici a plecat. Nu că nu dorim ca să aprobăm finanțarea exact. Unor posturi. S-a dat o turmură aiure. Să o dați afiș și noi n-am înțeles. Care sunt posturile alea autofinanțate, dacă puteți să ne spuneți? Vă rog frumos, haideți să o lăsăm pe doamna. Poate e genul din 2018. Ne confruntăm. M-am abținut până acum, dar totuși ați început. Să lăsăm pe doamna să vorbească. Deci am învățământului, unul, care a fost modificat în 2018, dar tot această categorie de salariați au rămas fără finanțare de la bugetul de stat. Cu aprobarea dumneavoastră, a domnilor consilieri, de-a lungul timpului, au fost aprobate 66 de posturi. Din această cauză, așa cum a zis 60. Domnul consilier Mito, noi nu l-am despărțit. Nu, 66, e real. 66 de posturi aprobate. Foarte real. Și bugetare, și 60 finanțate, adică ocupate. Da. De la instituțiile abilitate, am primit recomandări să ne adresăm dumneavoastră spre a aloca fonduri din veniturile bugetului local, din veniturile noastre proprii, pentru această categorie de personal din învățământul preuniversitar de stat, în vederea acordării continuității activității în cele mai bune condiții a învățământului din municipiul Plătești. De ce ne-am referit în acea adresă la Ministerul Educației, mai ales la campusul școlar? Ne-am referit mai mult de a da un exemplu de bine acestui municipiu, pentru că acolo a fost o finanțare nerambursabilă de 27 de milioane 732.610 lei, da. Din care aproape 6 miliarde de lei. Și dumneavoastră ați muncit alături de noi atunci când a fost implementat proiectul și ne-ar părea foarte rău ca după darea lui în folosință să nu continuăm această activitate, cu atât mai mult cu cât suntem obligați de Uniunea Europeană și ne face o mare treabă asta, să acordăm continuitate cel puțin 5 ani de zile. M-am documentat acolo, la cantină servez masă toți elevii, între 130 și 170 de porții pe zi. Sunt unele posturi ocupate la cămin, unele în garsonierele pentru domnii profesori, sunt 7 care deja locuiesc acolo. Deci în acea adresă e ceva de bine pentru acest oraș. Da, doamna, nu am folosit, foarte... iar 10,5 posturi dumneavoastră le-ați aprobat. Iar eu n-am avut în coloana respectivă de ce să, de fapt, auxiliarul de nedidactic, pentru că toți
suport această lege. Haideți că vă spun eu de ce. Dacă pentru că la dispoziție, numai puțin, sunt... aveți perfectă dreptate și e corect că a spus asta în față, dar nu se justifică ca număr de posturi bugetate de la nivelul primăriei. Vorbele nu trebuie răstălmăcite. Dumneavoastră ați hotărât acele posturi, iar noi vă supunem atenție și aducem o rugăminte dumneavoastră de a aprova bugetarea acestor posturi. Deci fără discuție se va aproba. Fără discuție se va aproba. Bugetului, pentru că acei oameni în luna aprilie vor rămâne fără, fără salarii, cu atât mai mult cât când sunt și sărbătorile. Deci mulțumim, asta este și intenția noastră, o intenție bună, zic eu, acum dumneavoastră hotărâți și, într-adevăr, sunt 100, la nivelul municipiului Fetești sunt 114 posturi, din care 66 vă supunem aprobării dumneavoastră spre a fi bugetate în continuare de Consiliul Local din veniturile proprii ale bugetului local, iar celelalte sunt suportate, într-adevăr, de la bugetul de stat. Deci, încă o dată. Deci, încă o dată. Numai puțin, domnul doctor. Încă o dată. Deci, colegii mei vor vota fără discuție bugetarea acestor posturi. Vă mulțumim frumos. Asta a fost și nelămurirea a fost cu totul alta. Repartiția posturilor bugetate pe unitățile școlare, luând în seamă niște criterii, nu este corect făcută. Deci, la didactica auxiliar, avem singurii din liceu, poate și din județ, câteva categorii bugetate de didactica auxiliar. Pedagog, supraveghetor de noapte, etc. Nu le au alte școli. Și alte școli au bugetate. Au un 0,5. S-a cerut. Știu că am cerut și eu. 0,5 post de contabil și altele, etc. Eu aici a fost discuția să se vadă clar 12 posturi bugetate la o școală, la altă școală 11 și la 10,5 la cea mai mare. Deci, cu tot respectul, vă aparțin. Deci nu aparatul de specialitate, nu primăria municipiului Fetești, a hotărât condițiile în care nu avem o 0,5 femeie de serviciu la sala de sport. Vreau și o întrebare. Nu e suficient, doamne. Trebuie să lămurim problema. Deci, nouă, în ședința de comisie, mi s-a spus foarte clar că sunt bugetați prin autofinanțare. Cele 48 de posturi care rămân. Deci, prin autofinanțare. Și am pus întrebarea. Spuneți-mi, care dintre unitățile școlare se poate autofinanța așa de bine încât să susțină posturile respective? Că nu se pune problema că suntem împotriva la ceilalți. Dar cine a spus? Ideea a fost următoarea. Din Fetești, că... întrebați sau în general? Nu, din Fetești. Universitatea de la Amara. Nu, lăsați-o. Nu, prima dată, la comisie. Asta de să nu mai fim ironic. Poate și liceul de industrie alimentară cu aia de panificație. Nu, asta nu s-a spus. Și noi am pus întrebarea. Posturi de la cantină? Cine... Ce se întâmplă cu oamenii aceia când s-o va termina? Ori facem într-un fel ca să fie toți bugetați să... Acum se dă ordonanță de urgență, nu se face nimic, vor rămâne pe loc. Doamna președintă, dumneavoastră a susținut că sunt posturi autofinanțate. Și autofinanțate. Din bugetul de stat și rezolvat astea sunt. Păi nu, autofinanțare nu sunt. Iar sunteți în confuzie. Unele sunt de la bugetul de stat, altele de la bugetul local. Scuri. Cota de falcate de Am și o întrebare. Noi n-avem contabil, n-avem femeie de serviciu la sala de sport și dincolo au 0,5 să justific la numărul de plus. Doamna președinte, deci vreau și eu spun o întrebare. O discutăm la este vorba despre proiectul acesta de hotărâre, nu despre altceva. Cine se abține? Cine este împotrivă? Uite, de ce nu o lăsați să vorbească? Nu am ridicat. Nu e normal. Se decide soarta unor oameni. Dar nu în sensul ăsta. Sunteți, nu sunteți și faceți ceea ce vreți. Uitați ce o să urmeze. O să vă puneți iar președinte de comisie, dumneavoastră de consiliu, dumneavoastră și alte partide. Dar nu ce dă pentru că
Alde? Am zis bine? În momentul în care a fost dat proiectul, s-a trezit domnulița care mai vrea să ia... Nu m-am trezit, doamna. Păi întrebați frumos, mai sunt discuții, dacă s-au încheiat discuțiile, supune la vot. Nu așa. Gata, hai la vot, hai la vot. Hai la vot. Vreau să întreb și eu care este necesarul, care a fost cererea fiecărei unități școlare către primărie. Ce necesar de posturi mai sunt? Adică, de pildă, la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, din ce am înțeles eu, sunt 14. Când a apărut această problemă, dați-mi voie să vă... Trebuie să elucidăm de ce suntem mai mecanici. Am convocat în luna decembrie toți directorii școlilor din municipiul Petești, da, și le-am cerut următoarea situație. Fiecare urmă să le trimită pe mail pentru a întocmi, mă rog frumos, m-ați întrebat, lăsați-mă să răspund. Pentru a întocmi acel raport pe care urma să-l trimitem către inspectoratul școlar pentru a discuta în Consiliul de Administrație și ulterior să-l trimitem la Ministerul Educației. Fiecare director a venit la momentul respectiv cu numărul de posturi bugetate de la Consiliul Local Petești. Și astfel au ieșit numărul de posturi pe care domnul inspector l-a prezentat, 10,5 sau câte sunt la teoretic, 11 la Mihai Viteazu și mai departe. Pentru a noi am cerut acel lucru pentru a demonstra faptul că, într-adevăr, la nivelul de municipiu Fetești, avem un număr de 60 de oameni care sunt angajați, mă rog, de primărie pentru școli. Pentru că ne trezeam în imposibilitatea de a mai funcționa. Dacă... retragem. Nu facem cum au făcut la Urziceni, de le-au dat preaviz la oamenii ăia înainte de Crăciun. Domnul viceprimar, nu s-a pus problema niciodată că noi nu vrem să votăm, păi ci bun, vrem ca toate posturile să fie prinse. Deci, din ce am înțeles eu, la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară nu sunt 12, ar fi 14. Păi cum nu contează? Ascultați-mă puțin, domnii director au venit cu posturile pe care le-au la momentul respectiv. Domnul... ei nu au mai cerut posturi. Și dacă am cerut, ni s-a în adresa de la Liceul Tehnologic sunt 12. La școala 7 a cerut și am... doamna Buzin. La școala 7 am dat fochist. La școala 3 am și dat... și l-ați luat înapoi când a dat inspectorat. Doamna Buzin. La școala 7. La Liceul Tehnologic am dat cu 12. Au venit o groază de cereri, chiar și domnul doctor a specificat faptul atunci că a primit reclamații. Important e ca să știi cum ce votăm. Nu știu. Punem atât de întrebare diferite. Dar așa școlile ce? Și majoritatea sunteți domnul profesor. Dar voastră, sunteți aici, ne vedeți. Acolo chiar avem nevoie la copii. În alte părți se mai pot lăsa. Nu ne interesează Urziceni. Nu ne interesează. Noi am supus... eu asta am întrebat. Două lucruri, două lucruri, nu? Treceți la vot. Deci, unul, vreau să precizez aspectul că colegii mei s-au obținut în comisie pentru că n-au fost suficient de elucidați, lămuriți. S-au lămurit, v-am spus clar, deci fără discuție. Doi, aș fi vrut, dacă se poate, defalcat domnul Mitache. Defalcat, dacă se poate. De... dacă se poate defalca pe didactic auxiliar și nedidactic, știu că este o muncă în plus a doamnei contabil șef, pe care o felicit și în același timp o și... La premiere. Mă rog, e problema dânsei cum a putut să accepte funcția asta, că e destul de... Și adânsa face viramentul direct la centrul bugetar. Acolo se face defalcare. Eu vorbeam de cu totul altceva. O felicit pentru că este nou direct pentru promovare, dar o și de plâng în același timp, că știu ce se întâmplă, nu știu cum a acceptat, probabil și pe bani mai puțin. Cine este supus odată? Este un meseriaș. Pe câte o știu că am lucrat cu dânsa în zile. Unanimitate, domnule. Da, vă era proiect de hotărâre pentru revocarea hotărârii Consiliului Local Petești, numărul 30 din 27 a 2 a 2019, privind extinderea terenului închiriat de către domnul Zalițchi Daniel Claudiu, situat în Petești, strada intrarea Burtului, cu suprafața de 268 metri pătrați. Comisia juridică. Discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Da, nu o să stau acolo, stau acolo.
știu ce sunt de lege, nu? Da. La punctul 4 avem o informare de la secție transpuse Safedești, care a fost transmisă pe... Aveți discuții? Sese Bus Cerește. Da, transpus. Ați luat la cunoștință. Trecem la proiectul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2019. Pe cine ați hotărât, ca să nu mai pierdem? Doamna Petru, propunerea doamna Coanțeș. Era un duluar de alții? Dar tu, Sandule, ce ești avocat? Dar colegi de-ai noștri care măcar în consiliile de administrație ale școlilor. Dacă n-au pregătire. N-au pregătire. Nu punem la vot. Cine este pentru? 4 sau 8. Doamna Coanțeș? Doamna Petru, dumneavoastră ați fost cu mandatul trecut, ați fost. Cine este pentru? Ne uităm pe regulă. Nu vă mai aduceți aia. Împotrivă? Abține? Se abține domnul Sima? Toată gașca. Păi, agică contra. Abține. Alde e pentru, e pentru Alde.